Berbec. Asigurarea și menținerea unei stabilități financiare va fi poate principala temă a acestei luni. Pentru a-ți atinge acest obiectiv, va trebui să fii flexibil și să gândești în afara cutiei, sesizând oportunitățile, dar și pregătit să te eliberezi de orice formă de parteneriat de business care nu se dovedește productiv. Intrarea lui Jupiter în Taur, în sectorul veniturilor tale, îți va amplifica sentimentul propriei valori și abilitatea de a te evidenția prin talentele pe care le ai. În a doua parte a lunii, pasiunea ta pentru ceva sau cineva va fi greu de ținut în frâu, iar un proiect anume sau o relație romantică poate să devină centrul intereselor tale. Taur. O lună dinamică în care ai șansa să revoluționezi unele lucruri, atât interioare cât și exterioare. Dacă eclipsa de lună din 5 mai aduce schimbări într-un parteneriat, sentimental sau profesional, îndemnându-te să vezi lucrurile și din perspectiva celuilalt, luna nouă din propriul tău semn din 19 mai devine o șansă care nu trebuie ratată, de a-ți pune în evidență o idee, un proiect sau chiar propria persoană. Jupiter în propriul tău semn îți amplifică energia, vitalitatea și entuziasmul din 16 mai, accentuând ce este important pentru tine. O chestiune familială sau profesională capătă amploare în a doua parte a lunii, generând schimbări importante. Gemeni. Gestionarea planului psihologic într-un mod obiectiv, dar cu multă grijă și înțelegere față de tine, reprezintă elementul de bază al lunii. Grație eclipsei de lună din 5 mai, unele temeri sau anxietăți pot ieși la suprafață, îndemnându-te să faci pace cu aspectele neacceptate din tine, însă credința și legătura cu propriul suflet îți vor lumina calea. Ieșirea lui Mercur din retrogradare din 15 mai va începe să clarifice unele lucruri, în timp ce Jupiter proaspăt intrat în Taur îți va deschide noi orizonturi. Din 21 mai, energia și vitalitatea ta vor fi în creștere, dar și asertivitatea în exprimarea părerilor, fapt care poate antrena unele tensiuni care vor trebui gestionate înțelept. Rac. Flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbare sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivelor. Eclipsa de lună din 5 mai poate veni cu schimbări imprevizibile, forțându-te să te repoziționezi vis-a-vis de un proiect de viitor, o prietenie, o relație romantică sau un colectiv anume. Venus, care intră în propriul tău semn din 7 mai, îți amplifică potențialul, energia și vitalitatea, în timp ce intrarea lui Jupiter în Taur din 16 mai te va ajuta să devii din ce în ce mai conectat cu oamenii sau grupurile cu care rezonezi. Asertivitatea ta pe plan financiar va fi în creștere, însă pot exista confruntări puternice între tine și un partener pe considerente financiare. Leu. Ambițiile tale socioprofesionale, dar și impactul personajului tău social vor fi evidențiate în această lună, în ciuda unor posibile neînțelegeri generate de retrogradarea lui Mercur. Eclipsa de lună din 5 mai te îndeamnă să fii deschis la oportunitățile care se ivesc pe plan profesional, chiar dacă pot lua forma unor schimbări, a unor reajustări sau chiar unei noi specializări. Intrarea lui Marte din 20 mai în propriul tău semn îți amplifică ambiția și asertivitatea în a-ți urma propriile dorințe, însă opoziția cu Pluto va genera unele tensiuni într-un parteneriat dacă nu-ți păstrezi diplomația. Grație carismei cu care socializezi, vei atrage noi prietenii, în timp ce Jupiter proaspăt intrat în Taur te ajută să te evidențiezi profesional. Fecioară. Explorarea unor noi orizonturi fizice sau intelectuale printr-o călătorie, un curs de dezvoltare personală, o nouă filozofie de viață este tema acestei luni. Retrogradarea lui Mercur, guvernatorul tău, poate genera unele întârzieri, însă le vei depăși cu răbdare. Eclipsa de lună din 5 mai activează o axă a comunicării, a studiilor, a călătoriilor, stimulându-te să devii mai nonconformist în modul de exprimare sau de gândire, fiind pregătit să-ți reînnoiești unele convingeri. Jupiter în Taur din 16 mai te va susține din această perspectivă, creând un mediu propice pentru dezvoltarea ta. Din 21 mai, odată ce soarele îți luminează sectorul carierei, Marte intră în Leu, scoțând la suprafață unele tensiuni interioare. Balanță. A crede cu putere în propriul merit sau propria valoare va fi esențial în această lună. Sectorul financiar va fi în centrul atenției. Eclipsa de lună din 5 mai poate fi ușor provocatoare, arătându-ți lucrurile, situațiile sau chiar mentalitățile de care trebuie să te eliberezi pentru a putea evolua. Însă Jupiter proaspăt sosit în Taur, cât și luna nouă din 19 mai, te ajută să te repoziționezi căpătând mai multă putere și stabilitate. Venus, propriul tău guvernator, intră în Rac din 7 mai, ajutându-te în a-ți crea relațiile potrivite din punct de vedere profesional. O relație romantică sau un proiect creativ va întâmpina tensiuni odată cu intrarea lui Marte în Leu din 20 mai, însă cu siguranță noi interese îți vor capta atenția. Scorpion.
Eclipsa de lună din Scorpion din 5 mai va seta tonul întregii luni, evidențiind necesitatea unor schimbări în interacțiunea într-un parteneriat, sentimental sau profesional. Reechilibrarea balanței între parteneri va presupune unele discuții directe și poate ușor provocatoare, pe care va trebui să le gestionezi cu grijă. Jupiter în Taur din 16 mai va susține această abordare, ajutându-te să-ți șlefuiești modul în care colaborezi sau cooperezi. Din 20 mai, Marte din Leu îți va amplifica autoritatea și asertivitatea pe plan personal sau profesional, însă va trebui să le folosești înțelept, neforțând unele situații sau persoane într-un anume fel. Săgetător. A echilibra armonios sarcinile și responsabilitățile zilnice cu aspectele psihologice sau spirituale ale vieții va fi esențial în următoarea perioadă. Eclipsa de lună din 5 mai va forța poate unele schimbări mai mult decât necesare în ceea ce privește munca, stilul de viață și chiar sănătatea. În ciuda multitudinii de obiective setate, evită totuși supra-solicitarea. Jupiter, propriul tău guvernator, în Taur din 16 mai, îți va amplifica vitalitatea și capacitatea de regenerare a corpului, dar și puterea de muncă. Nevoia de a fi mai liber în comunicare, mai spontan în acțiuni, dar și mai activ în general, va fi susținută de intrarea lui Marte în Leu din 20 mai, chiar dacă poate nu toată lumea va îmbrățișa această libertate. Capricorn. Planul social, proiectele tale creative sau chiar o relație romantică fac parte din interesele tale principale. Eclipsa de lună din 5 mai va revitaliza situația, îndemnându-te să încerci noi abordări, dacă cele vechi nu te mai satisfac. Jupiter în Taur din 16 mai, alături de luna 9 din 19 mai, ambele în sectorul creativității, al iubirii și al copiilor, te susțin în a investi în acele activități sau relații care ți-aduc plăcere și bucurie. Din 20 mai, Marte intră în Leu în sectorul intimității și al afacerilor, amplificându-ți pasiunea și dorințele, însă ți se recomandă prudență în gestionarea resurselor și investițiilor. Ultima parte a lunii este dedicată unor sarcini sau responsabilități. Vărsător. Unele schimbări sau reajustări de natură familială, emoțională sau care vizează căminul propriu sunt mai mult decât posibile grație eclipsei de lună din 5 mai. În ciuda retrogradării lui Mercur, care poate genera unele obstacole, vei reuși totuși să stabilizezi lucrurile. Veștile bune încep odată cu intrarea lui Jupiter în Taur din 16 mai și luna 9 din 19 mai, ambele susținându-te pas cu pas în a crea o nouă fundație, care poate fi chiar o relocare. Te vei simți mai stabil emoțional. Modul în care interacționezi într-un parteneriat devine mai direct și mai ferm pe măsură ce Marte intră în Leu pe 20 mai. Un sfârșit de lună dinamic și asertiv, mai ales pe plan relațional și social. Pești. Tot ce ține de comunicare, schimburi de idei, negocieri, studii sau călătorii este dinamizat luna aceasta. Prin prisma eclipsei de lună din 5 mai, ai șansa să experimentezi schimbări radicale de perspectivă. Ceva sau cineva îți poate stimula interesul și imaginația, provocându-te să ieși din zona de confort. Dacă până pe 15 mai Mercur retrograd mai poate crea unele probleme, din 16 mai, odată cu intrarea lui Jupiter în Taur, devii din ce în ce mai activ în a-ți urma interesele. Luna 9 din 19 mai este un moment excelent pentru a-ți face vocea auzită. Marte în Leu din 20 mai te face mai asertiv pe plan domestic sau profesional și ușor autoritar, fapt care poate crea unele tensiuni. Un pic de mișcare îți va prinde tare bine.